Doamnelor, domnilor, vă spun bun găsit la o nouă emisiune. Zilele acestea se încheie dezbaterile pe marginea masterplanului pentru turism al Văii Jiului, un document programatic extrem de important pentru tot ceea ce înseamnă din acest moment încolo dezvoltarea turismului în Valea Jiului. După cum știți, este un document care a fost elaborat sub egida Asociației de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului, un document la care s-a lucrat foarte mult, la care au participat atât autorități ale administrației publice locale, cât și diversi actori interesați de dezvoltarea domeniului turistic în această regiune a țării. Încercăm să vedem în ce punct a ajuns în acest moment dezbaterea privind masterplanul pentru turism al Văii Jiului, ce modificări mai pot apărea și care sunt până la urmă perspectivele de dezvoltare ale turismului în Valea Jiului, în emisiunea noastră de astăzi, care are ca invitați pe câțiva din artizanii acestui document, și mă bucur să-l salut în emisiune pe arhitectul Mihai Danciu, cel care a lucrat efectiv la elaborarea acestui document. Vă salut, bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea, alături de noi se află directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului, domnul Alexandru Kelemen, de asemenea, un om care a lucrat foarte mult pentru materializarea acestui document. Vă salut, bine ați revenit în studio! Ziua, mulțumim pentru invitație. Și alături de noi se află, desigur, și unul dintre oamenii pasionați de turism, unul dintre oamenii care se numără printre cei care au pus umărul la succesul declarării orașului Hurican ca stațiune turistică de interes local. Este reprezentantul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică de la Hurican, Sorin Inel, pe care îl salut. Bine ați venit în studio. Bună ziua, bine v-am găsit. Așadar, doamnelor și domnilor, împreună cu cei trei invitați, încercăm să aflăm astăzi în ce punct se află în acest moment masterplanul pentru dezvoltarea turismului în Valea Jiului și încotro ne îndreptăm cu acest sector de activitate în regiunea noastră, un sector de activitate de la care avem cu toții foarte, foarte mari așteptări. Mihai Danciu, în ce punct ne aflăm astăzi? Ne aflăm în momentul în care adunăm informații. Consultarea aceasta publică, de fapt, înseamnă, în primul rând, absorbția informațiilor, după ce, timp de aproximativ 5-6 luni de zile, am lucrat pe documentațiile pe care le aveam deja din partea autorităților publice locale, pentru că știm că sunt documente care sunt deja aprobate la nivelul fiecărei autorități locale. În strategiile lor de dezvoltare. Exact, care fiind aprobate prin HL, automat trebuie să devină elemente care sunt preluate, și ceea ce a fost foarte important pentru noi, cartarea tuturor, adică reprezentarea lor într-un sistem informatic geografic, în așa fel încât să poată să stea la baza oricărei propuneri, în așa fel încât să poată să stea la baza unei evaluări și transparentizării accesului la informație, de exemplu, cu privire la toate unitățile de cazare din Valea Jiului și ce oferă acestea, unitățile de alimentație publică sau obiectivele turistice pe diverse categorii, din toate punctele de vedere. Sunt completări care au venit în această perioadă de 30 de zile de dezbatere a masterplanului? Sunt și sunt foarte multe, și ceea ce ne bucură, pentru că până la urmă este un document deschis și un document care reprezintă din perspectivă, să zicem așa, programatică, cum ați menționat mai devreme, reprezintă doar baza, un fundament. Pentru că din perspectiva aceasta a turismului, organizația care trebuie să desfășoare activitatea și să implementeze o strategie de dezvoltare, de marketing în turism, este o organizație de management a destinației, care trebuie să fie înființată la nivelul Văii Jiului pe mai departe. Ce reușește acest master plan să facă este să adune informația, practic să scutească acel OMD de a cheltui bani și de a pierde timp, să zicem, ulterior în adunarea documentației. Vine la masa pusă, cum ar veni, știind ce are. Vrea informația, completează, actualizează și stabilește apoi tot ceea ce înseamnă marketingul, promovarea, brandingul, etc. Dincolo de acest aspect, Alexandru Kelemen, de ce este important să avem un master plan pentru turism în Valea Jiului? Nu putem face altfel turism în regiune? Sigur că da, putem să facem turism, doar că atunci când am gândit în contextul tranziției juste diversificarea economică, testând de asemenea interesul local vis-a-vis de care sunt oportunitățile Văii Jiului și care sunt asset-urile plus valoarea acestei zone, tot timpul turismul a reieșit la suprafață. Astfel încât în zona de tranziție justă ne-am asumat prin fondul de tranziție justă și prin fondurile de la nivelul programului regional vest că vom pune deoparte, ca să spunem așa, o sumă, astfel încât să putem să trecem de la vise, ca să spunem așa, la realități concrete. Aceste vise
Bineînțeles că trebuie să fie coordonate și trebuie să aibă o anumită direcție și niște indicatori de realizare. Din discuțiile pe care le-am avut cu Comisia Europeană, care ne bucură foarte mult că ne-a dat și chiar ei feedback pe master plan, deci nu este doar la nivel local, ci pur și simplu a generat foarte mult interes și ne bucură, așa cum spunea și Mihai, lucrul acesta. Deci de la nivelul Comisiei Europene ne-au spus că ok, deși să știți că acesta este față de alte zone aflate în tranziție o concesie dată de fapt de Comisia Europeană vis-a-vis de procesul de diversificare economică pe zona turistică, protejând totuși biodiversitatea. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți cum facem aceste investiții. În ce direcție ne îndreptăm. Da, să nu fie haos și tocmai de aceea avem nevoie de o gândire comună, pentru că toate investițiile, de fapt, în zona tranziție juste trebuie să fie integrate, adică trebuie să gândim la nivelul Văijiului și așa cum spunea și Mihai. Deși am integrat toate strategiile locale, e foarte, foarte important să avem o viziune ca și turism în Valea Jiului și dincolo de acest lucru trebuie să avem și cum să monitorizăm traseul nostru. Deci nu putem doar să aruncăm o plasă de bani în zona turistică și să nu avem niște milestones pe care să le urmărim. Iar acest document poate să facă, ne dă și o anumită direcție, dar asta nu înseamnă că ceea ce spunem acum nu se poate schimba. Doar cu foarte, foarte bine argumentat, dar trebuie să avem această bază. Această bază o constituie master planul, de aici plecăm. Dacă pe parcurs întâlnim, spre exemplu, anumite lucruri care trebuie schimbate sau anumite, nu înseamnă că este exhaustiv pe o perioadă de 10-15 ani de zile, ci pur și simplu e un început. Este un document închis, care votăm mâine în consiliile locale și e bătut în cuie, nu se mai poate schimba dar nimic. Dar este o condiție obligatorie pentru ca să putem să accesăm finanțarea atât din fondul de tranziție justă, cât și din fondul de... Probabil este un document complementar a celor strategii de dezvoltare locală pe care le realizează atât fiecare localitate din regiune în parte, cât și consiliile județene pe de altă parte, documente fără de care, înțeleg, nu pot fi accesate resursele financiare europene. Da, deci acum, dincolo de document în sine, dincolo de birocrație, e vorba și de exercițiu. Deci pe lângă faptul că ne dorim turism, trebuie să vedem cine face turism, cine a făcut turism, care sunt posibilitățile, astfel încât să vedem și cine sunt acei actori relevanți și de preferință acești actori relevanți trebuie să fie cei locali, care duc procesul mai departe. Acest proces de consultare este unul foarte, foarte important, pentru că dincolo de hârtia și de imaginile foarte frumoase, el activează de fapt exact acei oameni din comunitate care au făcut lucrul acesta de cel mai mult timp în zonă, știu mult mai bine decât o știm noi care sunt specificitățile, nu știu, Uricaniului, că este domnul Sorin aici, sau Petroșaniului, pentru că aleargă toată ziua pe munte, și noi ne dorim ca și prin acest proces să-i aducem împreună, să se pună împreună și ei de fapt să conducă procesul de a dezvolta zona turistică la adevăratul potențial pe care toți îl știm, dar la care trebuie să mai lucrăm. Asta este foarte, foarte clar în ceea ce privește profesionalismul cu care zicem sau avem pretenția de la noi că vrem să facem turism în Valea Jiului, ca el să devină de fapt un real contributor la bugetul local. Dacă nu, rămânem în zona aceasta hobby, dar dacă avem această dorință ca turismul, încă o dată, nu cred că o să fie cea mai mare parte a valorii adăugate din punct de vedere economic în Valea Jiului, dar poate să fie o parte semnificativă, dar ea trebuie făcută într-un mod organizat și cu oamenii care se pricep la lucrul acesta. Din fericire avem exemple de bune practici în acest domeniu și Uricaniul este chiar un astfel de exemplu de bune practici. Sorin Inel cred că face de 30-40 de ani turism la nivel profesionist în zona de vest a orașului Uricani, atât ca salvamontist, atât ca reprezentant al acestui centru de promovare și informare turistică. Dar știu, Sorin Inel, că ai avut contribuții esențiale în ceea ce privește brevetarea unor trasee de turism importante în regiunea orașului Uricani și a Văijiului în general, dar și în configurarea unor rute turistice pe zona de vest a Văijiului, care până la urmă au condus la decizia Ministerului Turismului la vremea respectivă de a acorda acest statut de stațiune turistică de interes local întregului oraș Uricani. Orașul Uricani a avut un potențial și are în continuare un potențial turistic nemaipomenit. Am reușit ca să
coordonăm toată această activitate turistică în orașul Ilican pe niște rute care au fost solicitate de turiști cu o anumită vârstă. Am creat niște potești tematice, am creat de-a lungul Voii Jiului niște rute culturale, niște rute cultural-turistice care au fost recunoscute de minister, chiar una dintre ele integrată în ruta culturală transfrontalieră a bisericilor de lemn din România. Excelent. Și Moldova și premiată la Bruxelles, și ne putem lăuda cu aceste rute culturale. Potecile tematice de care spuneam au fost făcute pe niște obiective care atrăgeau turiștii. Acum turiștii vin în deplină siguranță, fiind amenajate, fiind marcate, având o acoperire GSM în caz de pericol, iar salvantul poate foarte rapid să intervină. Da. Am scos în evidență mai mult potențial turistic prea puțin cunoscut al orașului Iuricani, datorită faptului că suntem localnici, am trăit acolo. Exact. Și, practic am atras foarte, foarte, foarte mulți turiști din toată zona țării. Partea de escaladă putem să ne lăudăm cu ea. Am dezvoltat undeva la aproape 200 de trasee de escaladă. Partea de trekking de iarnă, iar s-a dezvoltat foarte bine prin participarea celor tinerilor de la Clubul Alpin Valea Jiului și prin organizarea celor evenimente de free ride și oslea și plus alergările maratoanele, care sunt deja extrem de cunoscute și de apreciate la nivel național și îndrăznesc să spun chiar și dincolo de granițele. Da, mai ales că sunt în spatele lor fiind promotori foarte importanti, gen Red Bull, sigur. Intersport, deja sunt foarte cunoscute. Să nu uităm de partea de speologie a orașului Iuricani și nu numai, pentru că peșteri sunt în toate comunitățile din Valea Jiului, care a început să se dezvolte, mai ales că au fost amenajate de-a lungul unor rute tematice, cât e o mică inclusiv peșteră, și vizitarea unor peșteri. Da, și se vede efectul că lumea vine și este mulțumită. Pot să spun despre echipele Salvamont care activează nu numai în orașul Iuricani, în toată Valea Jiului, pentru că fără ele n-am putea vorbi despre turism, un turist civilizat. De calitatea serviciilor care le oferă și de informațiile care le pun la dispoziția turiștilor. Sunt foarte, foarte multe de spus despre potențialul antropic și potențialul natural, despre implicarea populației în dezvoltarea turismului. Mai nou acum, cu Ținutul Momârlanilor, se vede implicarea Momârlanilor, comunităților locale. Da, din ce în ce mai vizibilă este. Da, și se vede așa o concurență între vest și est, o chestie nemaipomenită. Pițărăii din zona estică Jiului, și colindătorii vechi, craii din și zona craii vestului, din Iuricani. Este un potențial antropic nemaipomenit. Nu mă îndoiesc că lucrurile acestea se regăsesc în masterplanul pentru turism întocmit de ADTI, Mihai Danciu. Aș vrea să te întreb ce alte direcții s-au conturat deja pentru ceea ce ar însemna dezvoltarea sectorului turistic în Valea Jiului? Analiza noastră sectorială a avut vedere tocmai, hai să zicem așa, prezentarea lor pe diferite categorii tematice, cum le-a prezentat și Sorin mai devreme. Și e vorba în primul rând de turismul activ, indiferent că discutăm despre el, despre un turist de vară sau turist de iarnă, care se leagă foarte mult de arile care există în jurul nostru. Până la urmă, Valea Jiului, și nu că ne dorim sau că există o părere, pur și simplu este locul cel mai bun din România în care se poate desfășura turism activ, pentru că din perspectiva suprapunerii accesibilității și al zonelor naturale corect protejate, stăm cel mai bine din țară, singurul areal urban de felul acesta care este complet înconjurat de zone naturale protejate. De asemenea, și toate elementele care sunt aici și pot să fie aici adăugate în componenta aceasta, cu componente sau subcomponente de turism de iarnă, care înseamnă de fapt și un anumit specific cu investiții suplimentare care necesită mai mult decât un turism de vară, dar care din punct de vedere economic sau al veniturilor care mai pot eficiente să poată să ajungă undeva oarecum similar. Sunt foarte multe exemple pe care le vedem, mai ales în vest, unde calitatea serviciilor a ajuns
după o tradiție de peste 100 de ani de zile, a ajuns la un nivel foarte ridicat, că turismul de vară ajunge să aducă mai mulți bani în comunitățile locale decât cel de iarnă, chiar, în anumite circumstanțe. Deci, componenta aceasta. Ea se leagă, sigur, mână în mână cu turismul rural pe care îl avem, pentru că, până la urmă, de fapt, dacă vorbim despre tradițiile zonei noastre, vorbim despre o legătură cu mediul natural care există în proximitate, cu obiceiurile care sunt legate de specificul fiecărei unități de relief. Nu e vorba, de fapt, de o mică transhumanță care se traduce la nivel local în felul în care, inclusiv în artă, în reprezentarea pe arhitectura caselor de la nivelul văii, în zona intermediară, până la nivelul plaiurilor, al sânelor și așa mai departe, dar și a îmbrăcăminții, a sigur hranei și așa mai departe, a produselor care pot să fie generate de acest punct de vedere și legătura aceasta, să zicem, a patrimoniului rural cu cel natural. De asemenea, discutăm de patrimoniul cultural, dar care poate face referire la diferite etape istorice și o subcomponentă este cea patrimoniului ecumenic. Nu? Avem, spunea Sorin mai devreme, de bisericile de lemn pe care le avem și pe care sperăm să le cartăm, nu, împreună cu cei de la INP în cele ce urmează, extinzând un program pe care l-au pe zona Gorj, să le extindem și în Valea Jiului, deci pentru a le avea cartate și înregistrate, inventariate de asemenea, dar și toate celelalte obiective religioase, de la în cele mai vechi până la cele actuale, pentru că fiecare vorbesc despre un anumit specific pentru fiecare perioadă de timp. Unele cu o amprentă mai mare sau mai mică în ceea ce privește, de exemplu, activitatea minieră, nu? Și felul în care aceasta se răsângea până la urmă și în relația dintre comunitate și divinitate în diferite perioade de timp, până la componenta contemporană, care poate e cel mai bine observabilă în drumul crucii, nu? Adică transformarea înspre eveniment, să zicem, sau înspre turismul de eveniment, care din perspectiva aceasta reprezintă poate un brand deja sau a devenit un brand local de pelerinaj. De asemenea, în zona patrimoniului cultural sau turismului cultural vorbim și despre cel istoric, ca o subcomponentă, în care vorbim despre toate momentele relevante, atât cele care sunt poate materiale cât și imateriale, pentru că avem, sigur, zona pe care, în care trăim are reminiscențe din cele mai vechi timpuri. Țin minte studii care au fost realizate în urmă cu 10 ani de zile la universitate, care vorbeau de posibilitatea de dezvoltare a unui geoparc, având în vedere potențialul care există, atât din perspectiva resurselor subsolului, solului, până la și cele materiale actuale în Valea Jiului. Deci există elemente reprezentative pentru fiecare perioadă de timp, mai ales că sterilul a scos la iveală și foarte multe nu elemente care țin de poate de preistoria noastră și poate mult mai vechi decât atât. Și de asemenea, tot în zona aceasta, apropiindu-ne de fapt de turismul cultural istoric, de elementele poate mai apropiate de noi, evenimentele mai apropiate până la urmă și felul în care ele sunt marcate sau încremenite de fapt în componente materiale, de la obiective de tip statui, să zicem, sau elemente de for public, până la clădiri reprezentative pentru perioade istorice sau, cum spuneam mai devreme, poate chiar anumite evenimente în anumite perioade de timp, cum se întâmplă, de exemplu, cele din Pasul Vâlcanu, care vorbesc despre un anumit eveniment, primul război mondial. Dar, de asemenea, vorbim și despre patrimoniul industrial, sigur, care este extrem de reprezentativ pentru noi, care până la urmă înseamnă o amprentă, poate cea mai importantă în ceea ce privește popularea zonei noastre și caracterul acesta multicultural sau implementarea, de fapt, manifestarea în forme concrete construite a caracterului multicultural pe care noi îl avem și atașamentul până la urmă al comunităților, al locuitorilor în sine de anumite funcțiuni productive, de anumită producție sau anumită bunăstare care a existat în diferite perioade de timp, acoperind elementele mai mult sau mai puțin plăcute care au existat până la urmă la nivelul fiecarei comunități în parte. Dar atâta timp cât acest tip de fiecare până la urmă element în sine, fiecare tip de fapt de turism aduce oameni împreună, atât cel activ, acel suntem împreună cu grupul, mergem pe munte, trebuie să avem încredere unii în alții pentru că vin elemente nefavorabile, vin anumite perioade în care trebuie să acționăm ca un grup, să acționăm uniți în așa fel încât o să supraviețuim. Sau dacă e să translatăm înspre zona patrimoniului industrial, e vorba de fapt de camaraderia de fapt care a existat tot timpul, nu în jurul acestui jur exploatării cărbunelui, în subteran ești doar tu și ortacii tăi și acolo felul în care se manifestă legăturile ajung să se manifeste și la suprafață în colonia, nu în care locuia fiecare sau în cartierul de blocuri și sunt legături care se transferau și la nivel de suprafață, care au ținut comunitatea legată.
Ori dacă cineva ne apreciază în momentul acesta, este tocmai pentru că noi reușim să le punem pe toate acestea împreună foarte bine și, cum spunea Sorin mai devreme, prin stabilirea unor astfel de rute tematice, de fapt, nu, pentru că nu vine turistul să vadă doar componenta naturală, trece până la urmă și prin zona antropică, trece și se informează. Și e foarte important să existe, de fapt, toate acestea puse în evidență, unele promovate mai bine decât altele, poate, dar aici e vorba, de fapt, de strategie de branding, de marketing și felul în care, în anumite perioade de timp, poate funcționează unele lucruri mai bine decât apropo altele. De strategie de branding, de marketing, pentru că este absolut categoric faptul că dezvoltarea turismului nu depinde neapărat de oamenii acestor locuri, ci de cei care vin să ne viziteze și atunci trebuie să ajungem cu mesajele privind oferta turistică la oamenii din afara regiunii. Care credeți că este cel mai important brand care i s-ar putea aplica Văijiului? Care este sigla aceea reprezentativă? Mă gândesc acum că Uricaniul are chiar o siglă brevetată, acel colț de retezat cu detaliile aferente. Orașul Uricani are mai multe mărci înregistrate la OSIM. Prima este Cerbul cu muntele, adică muntele retezat, cascadele pe el, Cerbul și vulturul care zboară deasupra. Este un brand convingător, cuprinzător, da, în ceea ce înseamnă... Noi este, pentru noi este, pentru că reflectă potențialul natural, biodiversitatea și natura în sine. Iar sub acest brand este trecut textul Uricani, oraș poartă de intrare în Parcul Național Retezat. Să nu uităm, Parcul Național Retezat a făcut parte dintr-un patrimoniu UNESCO până acum 2 ani. Acum lucrăm din nou la documentație să reintegrăm Parcul Național Retezat la UNESCO. Dar de data asta mult mai mărit, să prindem și comunitățile locale. Ne dorim să prindem comunitățile din Câmpul Luneac și Valea de Brazi, după care urcă pe munte Tepulișa și pleacă din nou spre Țara Hațegului. Va fi o chestie nemaipomenită dacă cei de la UNESCO vor accepta acest mare parc nou UNESCO, în care vine așa ca o mână întinsă spre în cadrul master planului. Da. UNESCO, totuși, puțină lume înțelege ce înseamnă să faci parte. La nivelul atragerii UNESCO de turiști zona internațională e o condiție esențială. Dincolo însă de acest brand pe care Uricaniul îl are categoric, ce ar mai însemna Valea Jiului, Mihai Danciu? Cum am putea o reprezenta? Frunza Elenei Udrea este total negrăitoare pentru noi, mă gândesc. Aici e o zonă în care nici n-aș dori neapărat să mă expun, pentru că sunt profesia mea într-o altă direcție și e vorba de fapt de identificarea și aplicarea concretă în teren a unor anumite resurse pe care le avem aici în zonă, sigur, care sunt date de pregătirea profesională. Pe componenta de branding, de marketing, acolo sunt cei care sunt pe zona aceasta și eu abia aștept acel OMD care se va ocupa de această componentă și va promova, pentru că abia aștept să ne și, eu știu, surprindă cu poate ceva inovator și care ne aduce pe toți împreună ca o comunitate. În schimb, pe ce pun accentul foarte mult și cred că e foarte important e tocmai să avem aceste dialoguri între noi, pentru că având aceste dialoguri, de fapt apare acest tip de, spunea, competiție între zona de est și vest, să zicem, pe patrimoniul rural, dar de fapt vorbim despre o co-competiție, că suntem tot noi între noi aici, promovându-se unii ajung să se promoveze și ceilalți și să existe efecte integrate până la urmă la nivelul întregii comunități și foarte, foarte important să avem toate aceste dialoguri, pentru că așa ajung unul sau altul dintre aceste domenii să fie mai, poate mai vizibile în exterior, să atragă și atunci cele care reușesc să aibă și succes, să atragă cel mai mult, vor trebui să fie cele care sunt preponderente. Dar abia aștept să apară acel OMD care se va ocupa de componenta aceasta. Până atunci, Alexandru Kelemen, spre ce ar trebui să ne uităm mai atent? Spre ținutul momârlanilor, spre ținutul minerilor, spre ținutul sporturilor de iarnă, spre destinațiile de vacanță de vară, spre ce anume? Da, e o întrebare care se pune tot timpul, în ce direcție, sau mă rog, care este direcția și în care ne îndreptăm noi acum, mai ales că am fost considerat, sau mă rog, am fost, de fapt am fost o zonă caracterizată de zona minerească și de zona mineritului, deci economic, nu turistic, și nu știu de ce în momentul de față încercăm să mergem în zona aceea. Eu sunt sigur că, sau mă rog, pentru mine
conceptul care definește oareșcum zona Văijiului este diversitatea și în cadrul acestui concept și din punct de vedere turistic și din punct de vedere economic, pentru că ok, astăzi suntem, discutăm despre turism, dar de fapt Valea Jiului nu este doar turism, este vorba de, și de culturi, civilizație care au venit aici și au dezvoltat pe lângă activitățile profesionale, ce zicea și Mihai, și o comunități. Deci acesta ar fi un element care eu cred că cel puțin în brandul Văijiului, nu neapărat turistică, s-ar putea să fie câteva elemente subsecvente ale brandului Văijiului ca și redefinire în zona aceasta, plecând în, ca și o consecință a tranziției. Eu nu văd doar un singur brand, ca să spun așa, care va fi un brand care va defini oareșcum Valea Jiului, dar pe zona turistică probabil că vom avea o serie de elemente specifice ale Văijiului, pe zona economică iarăși vom avea o identitate care va trebui oareșcum, spre exemplu, dacă vrem să, nu știu, să promovăm niște produse locale, ar fi bine ca din zona economică iarăși să vină un alt brand, dar ele să se împletească împreună, astfel încât, sigur, vii la ținutul mountain biking, dau un exemplu foarte ăsta, dar în același timp ei, nu știu, dulceața din Văijiului. Deci nu trebuie să gândim reductiv din punctul meu de vedere, ci trebuie într-adevăr să ne vedem prima dată care e plus valoarea Văijiului și din punct de vedere turistic, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere natural și a biodiversității și toate lucrurile astea să convergă către o imagine, dar în același timp să creăm aceste mici insule de identitate. Într-adevăr, și turismul este o zonă competitivă, gândindu-mă, ieșind un pic din zona aceasta, sigur. Și trebuie să ne identificăm cu ceva. Și de fapt a fost și unul dintre feedback-urile pe care le-am primit și de la Comisia Europeană. Dădeau exemplu celor de la Via Transilvanica, care au un element al lor, un element, și așa trebuie să găsim și noi. Dar prima dată trebuie să facem acea muncă pe care am început-o, și nu doar că am început-o noi, cred că am început-o foarte mult, dar doar noi am reunit-o sub un singur... sunt un singur document și cred eu cât de curând că după ce vom avea această strategie și vom identifica aceste elemente, niște oameni care pot să facă și o strategie de comunicare mult mai eficientă decât putem să o facem noi, care nu suntem specialiști, ar trebui să ne încredem în ei și tot într-un proces de consultare, bineînțeles, comunitară, să ne identificăm și dincolo care este de ceea ce este brandul de Valea Jiului, mai important este ce facem cu el, că putem să avem 7 sigle, de sigle, dar ideea de bază este ca fiecare să se identifice și atunci când iasă din sau mă rog, când promovează, indiferent care este activitatea, că este activitatea economică, că este activitatea turistică, să aibă în minte lucrul acesta și să-l promoveze, că doar așa vom crește, doar prin noi vom crește până la urmă, indiferent cât e de frumoasă sigla, că și noi avem foarte multe sigle frumoase, dacă nu e folosită, e tot o siglă, sigur, care va rămâne într-un sertar la un moment dat. Mai este sau poate fi Asociația de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului acel factor coagulant care să așeze la masă toți factorii importanți în ceea ce privește activitățile de turism în Valea Jiului? Eu cred că este treaba ei, până la urmă, dincolo de oamenii care sunt. Deci de asta, până la urmă, și componența ADTIVJ cuprinde și toate UAT-urile, cuprinde și UAT-urile din Valea Jiului, precum și Consiliul Județean Hunedoara, ca și umbrelă, ca să spun, deasupra în zona publică. Are Universitatea din Petroșani un asset, deci o plus valoare care nu mai are nicio zonă de genul acesta, care nu este reședință de județ, suntem singuri, cred că, care avem universitate și care putem să profităm pe treaba aceasta. Are și 4 ONG-uri, deci avem și societatea civilă la aceeași masă. Din punctul meu de vedere, ADTIVJ are acest rol de a pune la masă și în zona turistică și să armonizeze aceste interese în folosul tuturor. Adică nu este vorba aici de o competiție care e mai
turistic decât altul, ci oareși cum să ne dezvoltăm unitar, pentru că, să știți, orice fel de infrastructură, orice fel de inițiativă din activitatea domnului Sorin, să știți că beneficiază și Petroșaniu și Vulcanul și toată lumea. Și cu cât fiecare ne facem treaba acolo în orașul nostru mai bine, cu atâta Valea Jiului va avea mult mai mult de câștigat din punctul meu de vedere, iar ADTIVJ e doar un integrator până la urmă și asta a fost și rolul ei, indiferent că discutăm de zona de turism, indiferent că discutăm de zona de mobilitate urbană, indiferent că discutăm despre zona de tranziție economică. Spre exemplu, nu avem oportunități economice pentru Petroșani, avem oportunități economice noi în momentul de față deschise pentru Valea Jiului, pentru tot teritoriul Văii Jiului. În ce stadiu ne aflăm cu masterplanul pentru turism Mihai Danciu în momentul actual și care este calendarul pe care îl avem de parcurs în continuare până când acest document devine unul aplicabil efectiv în practică? Da, noi am avut, începând cu luna martie, când s-a pus problema cărui mod de fapt de lucru este mai eficient pentru a elabora acest masterplan și s-a decis că e sub egida sau prin asistența tehnică de la Banca Mondială cu acel proiect cu zone funcționale Uniunea Europeană. În momentul acela am încercat să mobilizăm resurse, să ne atragem resurse în așa fel încât să adunăm toate informațiile cu putință și a fost acea perioadă, cum ziceam, de aproximativ 6 luni de zile până la finalul lunii septembrie, până la care le-am adunat. Le-am pus apoi public și le-am zis, uite, cam acestea sunt informațiile pe care le-am adunat până acum. Am deschis apoi apelul pentru a primi și toate celelalte informații care ne lipsesc până la finalul acestei luni. Cred că astăzi este miercuri, nu? Deci ieri s-au încheiat consultările pe această temă. Sigur că absorbe documentul mai departe, dar noi trebuie să punem punct cel puțin din perspectiva unei evaluări de mediu și atunci ea trebuie să fie definitivată până la un anumit nivel, să fie transmisă, dar sigur că ulterior mai poate să suporte, cum spunea și azi mai devreme, diferite modificări, da, și așa mai departe, mai ales atunci când vine și zona de implementare propriu-zis sau când se va pune problema acestui aspect. El ca material final, până la urmă, cum spuneam, va face obiectul sau va ajuta foarte mult organizația de management a destinației care ar trebui să fie înființată cât mai repede cu putință și care să ardă de fapt câteva etape de adunare de date și atunci să fie față de poate alte OMD-uri din țară, să aibă oarecare prioritate în ceea ce privește sau un pas poate înainte realizat în ceea ce privește adunarea de informații pentru a elabora acea strategie de dezvoltare și de marketing în turism, care e condiția esențială pentru a exista organizația de management a destinației. Așadar, undeva la finalul acestui an, depinde foarte mult de procedura de evaluare de mediu, cât timp va dura undeva la finalul acestui an. Și vreau să mai fac o completare față de ce spunea Alex mai devreme. E vorba până la urmă și de o comunicare pe care noi avem și tot asistența asta de la bancă ne-a ajutat să înțelegem că, de fapt, comunicarea se realizează distinct pe diferite căi. Una vrea să afle un investitor, alta categoric vrea să afle un turist. Categoric. E cu totul și totul diferit și trebuie să comunicăm diferit în medii complet absolut diferite și atunci trebuie să ne orientăm pe diferite paliere în așa fel încât să ajungem la fiecare la coarda sensibilă, să spunem așa, și să apelăm. Turistul are nevoie în primul rând de atractivitate, de încredere, de siguranță. Nu are nevoie să știe că Sorin, de exemplu, a pregătit traseele și că atunci când va merge pe traseele acelea are semnal, cum spunea, dacă se va întâmpla ceva și are panotaj din loc în loc, în așa fel încât să nu se piardă. Exact. Are nevoie toate chestiunile acestea și asta e comunicarea pentru turism. În schimb, e vorba de comunicarea către mediul de afaceri care se realizează prin cu totul și cu totul alte căi sau către antreprenori, să zicem, care vrem să-i atragem pentru a crește încrederea în această zonă și pentru a spori numărul de locuri de muncă din zonă, dar alta este comunicarea poate și din perspectiva imaginii pe ansamblu pe care avem noi ca o comunitate în sine. Dincolo de toate aceste aspecte care țin iată de planuri, de perspective, de realități, Sorin Inel, ce ar trebui să știe un turist care mâine vrea să vină în Valea Jiului? Valea Jiului așteaptă turiștii cu drag, așteaptă să vină număr cât mai mare. Valea Jiului este o zonă cu un potențial deosebit care va atrage și în viitor acești turiști. Valea Jiului va lăsa o amprentă puternică asupra turiștilor și ei vor reveni cu condiția ca noi să le oferim servicii de calitate. Valea Jiului, dacă pentru noi este totul și pentru turist, poate să fie un mod de a vedea viața altfel, de a vedea turismul care se practică aici, de a vedea că nu suntem pătați cum s-a vorbit în trecut, ci că suntem o comunitate deschisă, o comunitate frumoasă care își dorește să interacționeze cu toți turiștii.
De fiecare dată când se elaborează astfel de planuri complexe, cum este și acest master plan pentru turism în Valea Jiului sau o strategie de dezvoltare locală, oamenii din Valea Jiului își imaginează că odată cu aceasta vine și o căruță de bani și atunci își pun firesc întrebarea aceasta din cașcavalul acela mare, cum spune domnul Buhăescu la Urican, cât îi revine fiecărui cetățean în parte? Vreau să vă întreb, domnul Alexandru Kelemen, cu câți bani ne gratulează Uniunea Europeană pentru reușita aceasta în elaborarea unei proiecții de viitor în ceea ce privește turismul și cât ajunge până la urmă în gradul de bunăstare al fiecărui om din această regiune a țării? Deci, în primul rând, trebuie să gândim pe două paliere. Așa cum spunea și Mihai, discutăm de zona de infrastructură turistică și discutăm de zona de dezvoltare a serviciilor și zona antreprenorială, ca să spun așa. Aș vrea să spun că în momentul de față noi am prioritizat, de fapt, în strategia Văii Jiului și urmarea faptului că toată lumea a întrebat de ce e necesară acea strategie, am reușit, spre exemplu, să punctăm suplimentar toate proiectele care în momentul de față sunt eligibile pentru a fi depuse pe fondul de tranziție justă la dezvoltarea IMM-urilor în zona turistică. Deci aceste discuții au sens pe ideea că avem un argument atunci când dăm drumul la oportunitățile de finanțare pentru a prioritiza ceea ce noi am considerat că este relevant. Deci nu există consultare irelevantă din practic punctul acesta de vedere. Actorii din mediul economic turistic din Valea Jiului pleacă cumva din pole position atunci când vine vorba de accesarea banilor europeni către acest domeniu. Am identificat prin strategie că acesta este un domeniu care este foarte important atât pentru comunitate și îl punctăm suplimentar încercând astfel să direcționăm dezvoltarea economică într-un context de diversificare economică înspre zona aceasta. Deci așteptăm proiectele. Vreau să menționez pur și simplu că în momentul de față avem 50 de milioane de euro disponibile pentru Valea Jiului, pentru diversificare economică, inclusiv în zona turistică, cu punctat suplimentar în zona turistică în Valea Jiului. Deci acești bani sunt disponibili. Să nu avem așteptarea ca să vină UAT-urile sau pot primările. Pot accesa acești bani investitori cu domiciliu, să spunem, în regiunea Văii Jiului sau pot veni și oameni interesați să investească în turismul din Valea Jiului din alte zone ale țării? Toți, deci acești bani în primul rând sunt condiționați de cel puțin un punct de lucru la nivelul Văii Jiului. Cei care au deja sediu social aici vor avea un pic mai mult. Deci am încercat de fapt să încurajăm și antreprenoriatul local. Cei care deja și-au dovedit interesul și au făcut investiții pe vremuri un pic mai puțin bune decât acum, punctând mai suplimentar, ca să spun așa, față de cei care vin, dar sigur că ne interesează și externul să vină către Valea Jiului, pentru că avem nevoie și de capital extern pentru a dezvolta lucrul acesta. Din discuțiile inițiale și interesul la nivel declarativ până în momentul de față, având în vedere că ADT-IVJ are rol de avizare și prima dată pentru a putea să avem aceste fonduri, adică pentru a avea proiecte eligibile, trebuie să avem și un aviz din partea acestei structuri locale. Să știți că sunt foarte mulți oameni din zona de turism care se interesează de oportunitățile de turistice pentru a dezvolta noi business-uri, ca să spun așa, pe zona de IMM-uri. Cea de-a doua componentă, revenind un pic la ceea ce discutam, este că pe lângă zona aceasta de dezvoltare antreprenorială și a oportunităților de business, trebuie să discutăm și de infrastructura turistică. Infrastructura turistică, în momentul de față, din punctul nostru de vedere, are nevoie de investiții. Și tocmai de aceea facem și acest master plan și în discuțiile pe care le-am avut împreună cu toate autoritățile publice locale, împreună cu Consiliul Județean Hunedoara și împreună cu toți reprezentanții din ADT-IVJ, a fost că avem nevoie, dincolo de oportunități de business, și de zona infrastructurală. Ok, cei de la Comisia Europeană ne-au spus ok, aveți, dar trebuie să aveți un plan și pe zona de mobilitate, adică haideți să nu facem lucrurile așa dispersat. Acest pas știu că pare birocratic și consumator de timp, dar este necesar pentru a vedea de fapt și care sunt acele infrastructuri turistice
care sunt necesare pentru a complementa zona de dezvoltare a antreprenorilor. Să ajute până la urmă, nu doar să facem un drum ca să fie făcut. Exact. Facem și zona aceasta. Țin foarte mult de asemenea la zona de siguranță și sigur că suntem foarte bucuroși de activitatea salvamontului, dar eu cred că încă mai este loc de mai bine pentru a dezvolta din punct de vedere al capacității salvamontului, mai ales dacă dorim, spre exemplu, să construim sute de kilometri de pârtie de mountain bike sau chiar vis-a-vis de ceea ce înseamnă zona aceasta a turismului de vară, ecumenic, avem nevoie de mai multe pârghii din punctul acesta de vedere. Avem o sumă alocată din fondul de tranziție justă pentru lucrul acesta, deci pentru a dezvolta și infrastructura necompetitiv, dar încă o dată trebuie să facem acest exercițiu în care gândim împreună, în care această infrastructură să aibă sens, astfel încât să nu ne trezim, spre exemplu, că risipim acești bani în lucru care nu o să-și vadă de fapt utilitatea, pentru că ce dorim? De fapt tot dezvoltare economică dorim și atunci infrastructura trebuie să meargă împreună cu antreprenoriatul, astfel încât, o finalitate. Da, astfel încât și comunitatea în sine să ia ceva înapoi după aceea, după aceste investiții pe care încă o dată noi le avem datorită tuturor actorilor care au susținut, de la autorități publice locale, Consiliul Județean, societate civilă, de a investi în turism în Valea Jiului. Dar trebuie să o facem foarte serios, a plecat și câteodată și birocratic, așa e și România și Uniunea Europeană. Plecând și de la ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, plecând și de la ceea ce am văzut în documentul masterplanului pentru turism, sigur că lucrurile arată foarte frumos la acest moment pe hârtie, dar oamenii întotdeauna au tentația aceasta de a-și pune întrebarea, bine, când vom vedea lucrurile acestea efectiv puse în practică, efectiv realizate? Și atunci, cu toată birocrația, cu toate problemele de rigoare pe care nu mă îndoiesc că le cunoașteți, domnul Kelemen, domnul Danciu, domnul Sorin Inel, există un orizont de timp în care să putem vedea lucrurile acestea existente? Să avem Aqualand la Uricani, să avem pârtii de schimb Parâng, să avem trasee de mountain bike pe roate împrejurul munților și așa mai departe. Când vom vedea lucrurile acestea? Maxim 10 ani, părerea mea. Cine dă mai mult? Nu, sau mai puțin. Sau mai puțin. Sorin deja face lucrurile și ele le implementează. Deja și acolo lucrurile doar trebuie confirmate. Atâta timp cât ele există deja, există sugerarea, confirmarea și se întâmplă acum doar consolidarea în sine. Pentru că e mai degrabă, să zicem, ce discutam și mai devreme, înainte să începem emisiunea, până la e o activitate foarte multă zona de voluntariat aici care se întâmplă pentru promovarea turistică. Lucrurile acestea ar trebui poate... Din fericire, oamenii se mobilizează foarte bine. Asta exact. Este un argument foarte al Băiejiului. Asta trebuie să fie recunoscut, că până la urmă, de fapt, atașamentul nostru a tuturor față de vale e principalul asset, principalul actual al zonei noastre. Și aici, mai departe, dincolo de toate celelalte, deci scoțându-l, să zicem așa, din schemă pe Sorin Nel, care oricum deja face treburile acestea, noi suntem unii care odată la, nu știu, la 5, 7, 10 ani vin și mai dau din gură așa pe subiectul acesta, după o să vină alții peste 5, 7, 10 ani, lumea o să înjure și o să zic că tot timpul se vorbește, tot timpul se discută, dar se face mai greu și lucrurile, până la urmă, important este să se miște, rotițele să se miște și dacă acum avem oportunitate să beneficiem de ea. Din păcate să nu fost să durează foarte mult, pentru că să ai o discuție, de exemplu, de la primele discuții când s-a pus problema strategiei pe Valea Jiului 2018, până în prezent au trecut deja 5 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic, dar dacă toate aceste discuții au însemnat ca pentru Valea Jiului să însemne o particularitate pe zona de turism, de exemplu, pentru IMM, eu zic că a meritat ca acum să ne luăm unii și alții roșii, să zicem așa, că noi suntem oarecum cei care tot vorbesc așa bata pampio pe subiectul acesta, dar e important că atunci când există bifa aceea în căsuță pentru a fi eligibil o firmă să poată să beneficieze de acest lucru. Da. Domnul Kelemen. Eu aș spune, aș fi și mai optimist, nu datorită optimismului meu proverbial, care, e discutabil, dar în principiu pentru că și ne-am asumat anumite lucruri și profit și de această ocazie de a încuraja atât autoritățile publice locale și mediul de afaceri să fie îndrăzneți în ceea ce înseamnă pregătirea de documentații, pentru că, sincer, în momentul de față există câteva proiecte cu un stadiu de maturitate foarte mare, cum este și cel de la Uricani, cum este și cel de la Petroșan, Sania de Vară, așa cum știm, cum se întâmplă exact. În momentul de față și la Lupeni vis-a-vis de Parcul de Aventură, cum se dorește și în Aninoasa, în zona Cândetului, cum se dorește și în Pasul Vulcan vis-a-vis de continuarea acelui proiect, de fapt.
cum se dorește de asemenea și în Petrila cu conexiunea cu domeniul șureanu și de fapt extinderea acelui domeniu și pe zona UAT-ului Petrila. Deci există fiecare această componentă. Eu cred foarte mult că vom reuși cât de curând să putem să începem să semnăm contracte și dar depinde foarte, foarte mult de cum ne organizăm, cum terminăm aceste documente și așa cum știm, orice proiect presupune o documentație destul de complicată stufoasă, și destul de stufoasă, dar timpul nu e neapărat de partea noastră și cel târziu în anul 2029, deci asta înseamnă în 2029, dacă noi nu am investit toți banii pe care avem prin tranziție justă și prin fondurile din coeziune, cel puțin 300 de milioane de euro, să știți tot că nu vom mai avea. De până acum a fost pierdut. Da, deci de asta spun că acum este momentul la care trebuie să stăm la birou, să scriem foarte multe proiecte, să facem o absorție. Eu am speranțe chiar că pe lângă această alocare vom putea să atragem și alte fonduri. Deci e foarte, foarte important să facem proiecte și să fim un pic îndrăznesc. Pentru că, să știți, eu în toată viața mea de scris proiecte și a fost ceva timp, n-am văzut un proiect bun care să nu fie finanțat, mai devreme sau mai târziu. Dar să facem aceste proiecte, să avem o anumită direcție, să avem o anumită gândire astfel încât să nu fim enclaviști și să considerăm că noi suntem mai sus, mai... Deci pur și simplu să gândim ca și o comunitate și să știți că orice fel de proiect de infrastructură sau proiect de dezvoltare turistică este în avantajul tuturor cetățenilor Văii Jiului și în speță tuturor administrațiilor Văii Jiului. Deci asta ar fi cel puțin argumentul nostru și pe zona aceasta turistică cu preponderență, pentru că sunt documentații foarte costisitoare de asemenea. Nu e foarte, foarte ușor să faci un proiect de genul acesta. Dar nu e nici imposibil. Nu este cu siguranță imposibil. Nu este imposibil și noi am luptat foarte mult și la DTIVJ pentru a putea să ajutăm UAT-urile cu fonduri din asistență tehnică, tocmai pentru a putea să maturăm cât mai repede aceste proiecte, adică să le aducem la un stadiu la care să semnăm contractul și să începem să vedem. Se vede în momentul de față și pe exercițiul trecut financiar că e greu. Deci nu e bine să le lăsăm la sfârșit. Cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât mai bine, pentru că implementarea de fapt contează. Noi putem să avem documentație extraordinară. Dacă trecem la implementare, atunci mai apar fel de fel de, sigur. În teren, sigur, știți, sigur, e ca sigur. Și o casă. Te-a pus sigur. Să faci fundația, dar s-ar putea ca să identifici groapa, deja să începi să vezi că sunt alte lucruri la care nu te-ai gândit. Astfel încât nu ne grăbim în sensul în care facem lucrurile haotic, facem aceste documente, rugăm toți care au idei, păreri, dar vă rog, argumentate lucrurile așa, nu că dorim anumite lucruri numai că mi se pare mie, ci pur și simplu că trebuie să argumentăm, că așa funcționăm pe argumente. Adică să încercăm să fim mai profesioniști, da, și în domeniile acestea. Și să terminăm, să încheiem această buclă a consultării. Trecem prin avizul de mediu cât de repede posibil, pentru că orice fel de investiție, în momentul de față, având în vedere, și cred că e o măsură foarte, foarte bună, trebuie să respecte condițiile de mediu. Într-un climat european în care ne dorim o tranziție către neutralitate până în 2050, e foarte, foarte important. Astfel încât, indiferent că în zona turistică avem nevoie de avizul de mediu și e necesar și e foarte bine să facem lucrul acesta, urmând să-l adoptăm în consiliile locale ca și un document intern și să începem finanțarea investițiilor prevăzute în master plan, urmând, bineînțeles, ca acest document să fie deschis. Nu este un document închis. Dacă, spre exemplu, pe parcurs identificăm noi nou potențial, nu să putem să nu-l finanțăm, că nu, sigur, e, că nu e prevăzut acolo. Se completează documentul. Da, dar și trebuie să învățăm și să terminăm anumite procese și să începem să încercăm lucruri în teren cât de repede posibil și, mă rog, eu cel puțin tot timpul am fost adeptul mai degrabă decât să stau să planific 100 de ani, măcar să încerc anumite lucruri și îl mai adaptez pe parcurs în funcție de asta. Nici Comisia Europeană nu este obtuză din punctul ăsta de vedere, nici Ministerul Fondurilor Europene. Dacă sunt anumite lucruri, încă o dată argumentate, care pe parcursul implementării se schimbă, ei au fost foarte, foarte deschiși vis-a-vis de
de Valea Jiului, vis-a-vis de Hunedoara și vis-a-vis de toată țara până la urmă, pentru că s-a văzut că tărăgânarea foarte mult a dus o zonă de contracție foarte mare la sfârșit în ceea ce privește implementarea. Da. Și acum toată lumea se agită să termine, pentru că până în 31 decembrie 2023 trebuie să finalizăm foarte multe proiecte și trebuie să ai și cu cine să le finalizezi. Exact. Cu cât suntem noi mai pregătiți, cu atât putem să le planificăm din timp și să le și implementăm. Că până la urmă, așa cum spuneați dumneavoastră, cetățeanul și omul dorește să vadă că se întâmplă ceva și simțim această presiune și e foarte bună și sperăm ca cetățenii să fie cât se poate de vigilenți și vis-a-vis de ADTIVJ și vis-a-vis de autoritățile publice locale și vis-a-vis de mediul de business, astfel încât să se asigure de fapt că lucrurile merg într-o direcție bună. Cert este că există oportunități, că există idei, că iată există și un plan a ceea ce dorim să facem. Aș adăuga că la fel de cert este că există oameni dedicați și implicați, așa cum sunteți și voi, invitații mei din această seară, și vă mulțumesc pentru acest lucru, și așa cum sunt fără îndoială mulți oameni care constituie comunitatea aceasta a Văijiului interesată de dezvoltarea turismului în zonă, de dezvoltarea economică și socială până la urma întregii regiuni. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc succes în activitatea fiecăruia în parte și în activitatea comună pe care știu că o aveți în continuare și desigur vă mai aștept la emisiune, pentru că sunt încă multe lucruri la care oamenii din Valea Jiului, oamenii din județul Hunedoara și de ce nu oamenii din România așteaptă răspunsuri inclusiv de la dumneavoastră. Mulțumesc pentru participare! Mulțumim! Vă mulțumim! Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că alături de noi, într-o discuție interesantă despre dezvoltarea turismului în Valea Jiului, au fost astăzi Sorin Inel, reprezentantul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din orașul Urican, din stațiunea turistică Urican, a fost arhitectul Mihai Danciu, cel care a coordonat elaborarea masterplanului pentru turism, și a fost Alexandru Kelemen, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Valea Jiului. Mulțumesc și dumnealui pentru prezență. Mulțumesc colegilor care ne-au asigurat asistența tehnică și desigur dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit și care sunteți așteptați să puneți umărul fiecare în parte și toți la oaltă, pentru ca acest proiect de dezvoltare a turismului în Valea Jiului să devină mai devreme sau mai târziu o realitate în viețile noastre ale tuturor. Iar eu, până data viitoare, ca de obicei, vă doresc sănătate și vă spun numai bine.